Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod Autotech. Astăzi vreau să vorbim despre bateriile viitorului și care este tehnologia care ne poate aduce cu adevărat către acel prag de 1000 de kilometri și, poate chiar mai important decât această autonomie, viteze mari de încărcare. Bateriile litiu-ion sunt cele pe care le găsim cam în orice dispozitiv, de la un simplu telefon până la mașinile electrice. Dar tehnologia lor evoluează foarte rapid și se vede asta mai ales la reducerea de preț per kilowattoră. Spre exemplu, când a fost creată prima Tesla Roadster, prețul era de $1000 per kilowattoră. Acum este de $100. De aceea avem Model 3 la un preț așa bun, Dacia Spring, Renault Zoe și așa mai departe. Dar, ca orice tehnologie, minusurile există și ele, deci trebuie aduse în discuție. Cel mai important și a spune și cel mai relevant sunt sensibile la temperaturi mari, ceea ce le face să reprezinte și un risc de incendiu. Mai țineți minte Note 7 de la Samsung, care a fost retras pentru că exploda în buzunarele oamenilor sau când era la încărcat? Un management prost al căldurii te aduce într-un fiasco precum ăsta. Din fericire, tehnologia a avansat extraordinar de mult, iar incidente de genul vedem extrem de rar. Acest motiv, împreună cu dorința de a avea o baterie cu o densitate energetică mai mare, cu o greutate mai mică și cu o viteză mai mare de încărcare, au făcut ca bateriile solid state să devină realitate. Diferența majoră dintre una solid state și una lithium-ion este că cea cu lithium-ion are un electrolit lichid, iar cea solid state, cum îi zice și numele, are unul solid. S-a dovedit că sunt mult mai ușoare, că au o densitate energetică mai mare, oferă o autonomie mai bună și că se încarcă mai repede. Sună bine, nu? Există o problemă totuși cu ele pe care nu avem cum să o rezolvăm rapid. Este o tehnologie nouă. Ca idee, bateriile litiu-ion au început dezvoltarea în 1970 și abia 10 ani mai târziu am avut un prototip. Dacă mergem alți 11 mai departe, ajungem la momentul când Sony a început să le comercializeze în masă. A durat 30 de ani până la o formă stabilă a bateriei, iar primul moment când a fost pusă într-o mașină care să aibă o autonomie și o performanță bună a fost abia în 2008, cu inaugurarea primei Tesla Roadster. Într-adevăr, dacă ar fi ca acele baterii să fie dezvoltate acum, probabil ar lua mult mai puțin procesul, dar chiar și așa, un timp înjumătățit de 15 ani, tot este enorm de mare. De acum, în 15 ani, sunt șanse să nu mai avem nevoie de ele dintr-un motiv foarte simplu, condusul autonom și conectivitatea. 4G a fost prezentat oficial în 2009, 5G în 2019, 6G poate chiar în 2029. Și dacă acum mașinile sunt destul de aproape de condusul autonom, păi de acum în 10-15 ani oare cum vor fi? Spune și tu în comentarii. Ideea este că aceste avantaje pe care le oferă bateria solid state vor deveni irelevante, pentru că vom avea încărcătoare rapide peste tot, vom avea poate și încărcare continuă prin asfalt și cel mai important, când mergi la serviciu, când dormi, mașina se poate duce singură la încărcat. Iar la drum lung, pauzele tot vor avea loc. Până atunci, mă aștept ca în acel timp, indiferent de locație, mașina să se încarce complet și să fie gata de plecare din nou, fix cum ți-ai terminat cafeaua. Să ne întoarcem totuși în 2022, pentru că până să devină realitate aceste baterii solid state, Tesla va produce, să sperăm anul acesta, bateriile 4680, care promit exact aceleași avantaje. Viteză de încărcare mult mai mare, densitate energetică mai mare, iar conform Tesla, va avea o autonomie cu 45% mai bună. Dar cel mai important, vor fi de două ori mai ieftine de produs, mai exact cu 56%. Atenție că aici va avea un impact direct asupra banilor din buzunarele noastre. Partea mai puțin bună este că vor fi tot de litiu-ion, dar măcar vedem cum tehnologia avansează și mai mult. Vor fi mai rezistente pentru că durata de viață a unui modul de baterii va ajunge să fie de 1-2 milioane de kilometri, adică abia la a treia, dacă nu a patra mână, se va ajunge să se schimbe pachetul de baterii. Hai să vă dau un exemplu să vedeți cum ne poate schimba viața. Un Model 3 Long Range atinge acum cam 400-500 de kilometri, cu o baterie de 75 de kWh, asta dacă nu ai plumb în piciorul drept. Dacă Tesla vrea să mențină valoarea asta de 500 de kilometri, va pune un pachet de două ori mai mic,
deci se reduce drastic greutatea mașinii. Asta înseamnă că vom avea un consum și mai bun, deci crește autonomia. Astfel, producția crește și ea, pentru că pot face cu același număr de kWh mai multe mașini, deci le primim și mai repede. Sunt pe un grup de proprietari Tesla, iar când văd cât de mult au așteptat pentru mașinile lor, nici nu vreau să știu frustrarea prin care trec aceste persoane. Dacă Tesla își atinge predicțiile de 100 de GWh, anul acesta ar putea produce 1,8 milioane de Model 3-uri versus 1,3 cu bateria actuală, adică cu 38% mai multe. Și atenție, doar Model 3-uri. Dacă vorbim și de Model Y, X și S, deja se schimbă toată situația. Dar cei care beneficiază cel mai mult din situația asta suntem noi, clienții, pentru că reducerea drastică a costurilor se va reflecta direct asupra costului mașinii. Cu ajutorul acestei baterii, sunt șanse să vedem destul de repede și un model mai de buget din partea celor de la Tesla. Deci, bateriile solid state, din păcate, sunt mult prea departe de a deveni realitate și de a ajuta la tranziția către mașinile electrice, care se întâmplă acum. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Tehnologia este una cu potențial uriaș, dar condusul autonom și conectivitatea sunt în acest moment destul de aproape încât să nu mai fie nevoie de șofer. Apropo, în autotecul de săptămâna trecută am vorbit despre o tehnologie care este acum în funcționare și permite robotaxiuri fără șofer. Intră și vezi aici! Cam atât pentru astăzi. Sper că ți-am creat un semn de întrebare care să te facă să cauți mai departe cum stă treaba cu aceste baterii și că poate ai învățat ceva nou. Dacă ți-a plăcut clipul, apasă pe butonul de like încât să ajungă la cât mai mulți oameni, cel de subscribe să fii la curent cu tot ce postăm și clopoțelul să știe exact când postăm aici pe canal. Iar până data viitoare, aveți mare grijă de voi. Numai bine!